Oameni buni, pe o distanță de 50 de kilometri stânga-dreapta, în comuna Băiuț, către orașele Târgu Lăpuș și Cavnic, nu există niciun alt loc de adăstare decât pensiunea de Nisa, aici în Băiuț. Este un lucru extraordinar de incitant, ținând cont de faptul că vorbim de o spectaculoasă zonă folclorică, montană, cu foarte multe lucruri și locuri care te trag de mânecă. Este greu de crezut că este adevărat, cu atât mai mult cu cât vorbim de pasul Roata, la buza căruia suntem, un pas provocator pentru alpiniști, îndeoseb iarna, când de foarte multe ori este închis circulației rutiere din cauza cantităților foarte mari de zăpadă care cad. Ei bine, 20 de kilometri spre Cavnic, niciun loc în care să poți rămâne peste noapte. 30 de kilometri spre Târgu Lăpuș, niciun loc în care să poți să rămâi peste noapte. Vorbim de Băiuți, oameni buni, un loc care are un muzeu al mineritului, un muzeu al tradițiilor, al țăranului român, dacă vreți, cu obiceiurile și cu amprenta țării Lăpușului. Mai vorbim de Tăul Albastru, unde este al doilea loc din țară unde trăiește o plantă carnivoră, insectivoră, mai bine spus. Vorbim de o peșteră a oaselor și de multe alte locuri care te trag de mânecă și te provoacă să vii ca turist. E, dacă vii și afli că există aceste lucruri aici, în afară de provocările cu care vin diferiți meșteri populari, diferiți păstrători de tradiții, dacă ai venit în zonă, n-ai pe unde să treci decât pe la pensiunea Denisa. Victor este vinovatul nașterii acestei Da. pensiuni, care a început în urmă cu cât timp? În 2006 am început activitatea, deci în urma, eu am lucrat la mină înainte Vechea îndelenicire a oamenilor din zonă. da. În 2006 au început Disponibilizările. disponibilizările, da, am nimerit și eu să am norocul să fiu disponibilizat, dar între timp, pe lângă mine, eu aveam aici, în partea de jos a casei, un garaj mare, deci lucram îndeoseb cu dacii. Deci un mecanic Un auto în mecanic zonă. auto, mai micuț, dar mergea destul de bine treaba. După disponibilizare, deci eram și eu și soția disponibilizați, într-adevăr că era o sumă frumușică la vremea respectivă și ne-am hotărât amândoi să ne schimbăm domeniul de activitate, deci să facem ceva mai, nu chiar ușor, dar îmi Mai comod. zicea mai comod, îmi zicea soția, vrei să stai toată viața în garaj cu un soare, cu vazelină, cu uleiuri pe mână? Ce hai să facem o pensiune, Deci spațiu aveam, aici era proprietatea dumneavoastră deja. proprietatea noastră, da, deci locuiam aici, aveam mansarda și jos era un spațiu liber unde îmi desfășuram activitatea, ținând cont că după 2006-2007 au început să își cumpere oamenii mașini mai noi, deci cu Erai puțin depășit de situație. da, deci eu mă ocupam cam de dacii. Și atunci am hotărât să ne schimbăm activitatea, domeniul, cum s-ar zice. Am făcut un curs de administrator pensiuni. Încet, încet am închis garajul, l-am format în camere și cu băi proprii. Și după aia, să fiu sincer, am plecat din țară un an. Ne mai trebuiau niște surse financiare. Și după un an, deci am plecat în 2007, am revenit în 2008 și atunci pot să zic că am început să construim, să finisăm pensiunea. În momentul de față, oameni buni, vorbim de 5 camere, de 10 locuri de cazare, de o cameră mai aparte, care mie mi-e foarte dragă, într-un stil neaoș, aș spune așa, din țara Lăpușului, cu cergi și bineînțeles că sângele apă nu se face, așa cum ați văzut în imagini, un colț al minerului, pentru că și-a pus acolo Vasile toate, Victor, toate lompașele de la ăla cu seu, cum era acum poate chiar 5, 6, 700 de ani, că din 1300 este atestată activitatea de minerit în zonă, deci poate că de la acela până la ăla electric cu care s-a pensionat el de la mină, deci un lucru cu Încă nu. ghilimele de rigoare Da. pensionat, deci cu ghilimele de rigoare pensionat, deci până la ala. Deci dincolo de unicitatea
locație în sine, care are două margarete, deci este clasificată la două margarete, ceea ce dă o garanție că beneficiază de servicii de calitate, au încercat să îmbine plăcutul cu utilul, făcând, aducând și parfumul ăsta al arhaicului, lângă modernul de care este nevoie dacă te-ai pus să faci turism. Deci s-a făcut un curs de turism și ai aflat acolo ce, cam ce le trebuie turiștilor care vin. Care vin, da. Deci ne-am încadrat în normele care ni se cereau în mare. Am pornit la curs, eram vreo 10 persoane care vroiam să ne facem pensiuni, în schimb am rămas numai singuri. Mulți probabil a fost frică de costurile și de drumurile spre Baia Mare, că erau foarte multe drumuri de Baia Mare. Și birocrația i-a tras pe unii în urmă, nu? Da, da, da. Și mulți nu credeau că totuși o să iasă ceva, o afacere în domeniul respectiv. Dar de ce? Pentru că oamenii s-au obișnuit să bage acum un leu să-l scoată imediat pe loc? Nu așa, deci pe vremea aia era un, nu știu cum să vă spun, ceva mai o acțiune greu, de pionerat, o chestie de... Zice, cum să vină să dormă la tine cineva, că la noi în sat nu veneau oamenii să dormă sau să treacă turiști, veneau și erau cazările alea mai mari, la hoteluri, la aici veneau dimineața și seara, să zic, plecau înapoi. Dar acum, încet, încet, s-a rezolvat, avem pe un site foarte bun în țară unde ne promovăm pensiunea, deși mai multe site-uri, dar unul mai mare. Și am rămas și nu mi-am pierdut nici curajul, nici încrederea că se poate face ceva. Și am rămas singur deocamdată, deci văd că nimeni nu... Au mai încercat, au mai fost câteva încercări din partea mai multor persoane, dar au renunțat. Vreau să vă spun, oameni buni, că sunt grupuri de turiști străini care s-au obișnuit cu locul, vin aici să descopere aceste turbării, acel tău negru de care vă spuneam, unde... Există această plantă insectivoră, vin special turiști din alte părți, pentru că noi românii, nouă românilor, nu ne pasă de frumusețile țării noastre, vin să vadă peștera Coase, vin să vadă izvoarele de borcut din această zonă, pentru că dacă mergeți de multe ori pe firul apei care trece prin mijlocul localității, o să mai vedeți uneori și de la apele de mină, dar și de pe la borcut, o să vedeți că apa e puțin mai roșiatică, dar... Aia nu face bine sănătății, dar însă evacuarea apelor de mine este și ea necesară și este parte componentă din procesul de închidere a minelor. Bun, faptul că sunteți singurul pe zonă v-a ajutat un pic în afacere, pentru că vedem că încet, încet ați ajuns să aveți o păstrăvărie proprie. Da, deci astea toate în timp le-am făcut ca să-ți poți dota un pic pensiunea, să fii mai cu un pas mai înainte, mai sus. Bun, asta s-a întâmplat și pentru că au venit turiștii, domne, dar nu-mi dai un păstră. Un păstră, adică ne întrebau de râurile astea din zonă, n-au pești, păi nu tăreau, că e apă de mină, deși ar trebui să fie foarte curată de munte, dar un pic cam poluată. Și am săpat cam vreo 600 de metri de unde aducem dintr-un părău de aici, din partea de sus, prin conductă și am făcut un bazin. L-am împărțit în două, într-o parte am pus puiet și într-o parte sam pentru consum. Deci consum propriu, numai nu în cantități industriale, deci așa, numai pentru cei care vin la pensiune și doresc să mănânce un păstră proaspăt. Deci cine vine până aici poate să stea liniștit. Nu se pare rău, deci nu-i pare rău automat, dar vedeți dumneavoastră, e provocator, vii până aici, salivezi și sigur stai liniștit că dacă nu găsești în apele care întretaie localitățile Băiuți și Strâmbul Băiuți pește, că ați văzut, e păcătoasă asta de poluare, sigur găsești în bazin pentru care o aducțiune de la 600 de metri de locul ăsta. De ce ai simțit nevoia să îmbini vechiul cu noul, arhaicul cu modernul? Pentru că pe mine m-a încântat foarte mult acea cameră amenajat în stilul ăsta curat din Țara Lăpuș. Da, deci eu să fiu sincer, părinții mei sunt din Lăpuș românesc, deci eu mă atrag din Țara Lăpușului, din partea de jos. Deci te-ai meritat în Băiuț. Am meritat în Băiuț, da, noroc că părinții mei au venit aici de când, deci aici m-am născut practic.
Și am simțit așa o Dor tragere, de un casă. dor de lăpuș. Mergeam la bunici, vedeam acolo lucrurile astea vechi, farfurii, ștergare, cergi. Și am început să-mi fac și eu rost. Am avut niște meseriași foarte buni care mi-au făcut construcția, căsuța respectivă. Și încet, încet am dotat-o cu, de la o mătușă, de la o bunică, de la un unchi, Deci s-a făcut cu chetă socială chetă. pentru că se rezolvă, nu? Da, deci dacă le-am spus pentru ce, ne-o dat din tot sufletul. Dar oamenii ce preferă mai mult? Pentru că jos sunt aceste camere ultramoderne, mansardele alt stil, Alt altă stil, treabă da. și căsuța acolo. Străinii în special preferă căsuța și ar vrea și în camere să aibă stilul ăsta rustic. Dar deocamdată camerele le-am păstrat mai stilul mai modern. Bun. Autoritățile locale, în ce fel v-au ajutat în demersul dumneavoastră? Mi-ați pus o întrebare acum. Deci, sau a fost până la Și urma urmei deci o inițiativă proprie? proprie, da. Deci nu m-am dus să cer ajutor la nimeni, nu. Cred că nici nu primeam. Deci s-ar putea să Și vorbi de o anumită izolare a zonei și din cauza dezinteresului unora din aparatul local sau central. dezinteresului, în primul rând. Pentru că eu nu cred că dacă ar vrea cei de la conducere n-ar putea. Acum se vorbește de o pârtie deschide, ani de zile. Care Eu a nu fost cred că, da, defrișată de vreo 3 ori exact. și a Nu crescut cred că iar cu. chiar așa de greu. Undeva există un punct slab unde cineva nu vrea să mai înainteze mai departe. În Cavnic s-au făcut 5 sau 6 și aici nu se poate face una. Ținând cont că e și deschiderea spre zona Deș-Cluj prin Țara Lăpușului. De ce trebuie să vină cel din Deș sau din Cluj să meargă prin Baia Mare să ajungă la Cavnic? Era mai simplu aici la noi, pentru că drumul Strâmbu Băiuț-Cavnic e închis pe perioada de iarnă. Și atunci o pârtie de schi aici, în Băiuț, eu cred Ar că fi avut darul de era. a revitaliza viața economică a Exact, zonei. da. Și atunci de aia, nici pensiuni, deci nici cazări, nici cam o zonă moartă am rămas. Am băgat oameni buni la mijloc pe soția lui Victor, pe doamna Amalia. Ce a fost în mintea dumneavoastră când v-ați decis împreună cu soțul să faceți o pensiune? Sau de unde a venit această nevoie? Pe dată cu închiderea minei, ne-am gândit ce alternativă am putea avea cât de cât ca să. Acum soțul a rămas, de fapt amândoi am rămas pe șomaj. Între timp eu m-am mai angajat ca și asistent comunitar și atunci ne-am gândit să deschidem o afacere, fiind ceva pentru viitor. Zona este provocatoare, zona de munte, sunt câteva obiective Speram că o să fie turistice mai pe care bine. le-am enumerat, dar. Sunt și e păcat că nu-i cunoscută nici zona noastră. Ne-am gândit că în perspectiva se vor face pârtie de schi, ceva Aia se va se mai face de mișca vreo la 200-300 de da, ani, așa. da. Nu. Am sperat și noi. În schimb, nu. Totuși, măcar în zonă de tranzit pentru turiștii care trec prin zona noastră, plus străinii care, nu știu dacă vă povesti soțul de cehi care vin cu motocicletele și cu ATV-urile pe aici. Deci deja aveți notorietate la cehi, mai multă Da, decât pe plan local. mai mult să știți că, în general, mai mulți turiști avem străini decât autohtoni. Dar asta reconfirmă un vechi proverb românesc care spune că nu poți fi profet la tine în țara ta, nu? Da, cam așa ceva. Nu, bine, ei probabil că au și situație materială mai bună și își permit să mai câte un concediu și în străinătate și pe mai multe zile. Ai noștri, vedeți că e un pic de câteva zile, îți vine un tranzit pe o câte o noapte, două, majoritatea, sau care caută un pic de liniște, că atunci zona chiar că aici e liniște. Sigur, oameni buni, aici este liniște, sigur este verdeață, trist că nu avem pârtii, deși, exact cum s-a spus, la Cavnic, aici, la o aruncătură de băți, sunt în momentul de față vreo 16 pârtii, deci acolo s-a putut, s-a voit. Vreau să vă spun că dealul ăsta pe care îl vedeți în spatele nostru pe fundal ar fi trebuit să fie o pârtie acolo, pentru că de-a lungul timpului s-au făcut aici până și ridicările topo, dar s-au cheltuit niște bani și atât tot. Este o dovadă tristă că dacă autoritățile locale nu pun numărul la treabă, zonele în sine mor.
pentru că ținea de consiliul local, ținea de primărie să se ducă la bun sfârșit acest lucru și astfel încet încet, dacă am fi avut niște pârstii, mai apăreau niște pensiuni, ceea ce atrăgea după sine bani mai mult la buget, apăreau locuri de muncă, comerțul și zona s-ar fi dezvoltat și ar fi arătat altfel. Hai să ne imaginăm cum ar putea arăta Băiuțul ca zonă turistică. Ca zonă turistică, deci puncte de atracție ar fi. Ar fi, nu știu, deci și din punct de vedere al liniștii, al omului care dorește un drum în pădure, în rafele turistice din pădure, deci că oricum sunt și acolo, se poate vizita, sau perioada de vară când e recoltări de fructe de pădure, poate să vină, nu, un turist, pe lângă că... Dar dacă nu știe cum să vină, merge așa după ureche. Păi nu, păi tocmai asta e că... Și dacă nu știe de locuri de cazare, pentru că sunteți singura locație pe o rază de 50 de kilometri, 30 spre Târgu Lăpuș și 20 spre Călna. Inițial, și noi când am pornit am fost mai mulți, dar din cauza birocrației mulți au renunțat. Deci ca la noi, la România au renunțat, nu? Da. Că n-am pornit numai noi. Noi am mers până la capăt. Da, acum vă felicitați că aveți avantajul călărețului. Mergeți călarea acum. Mergem singuri. Da, dar s-ar putea. Deci dacă ar... Și ne-am scris pe site-uri ca să-ți promovezi. Ca să faceți promo. Da, deci altfel nu. Și din vorbă în vorbă, că oricum și asta contează. Sigur, unul care că degeaba mă atrageți pe mine, mă atrageți de mână, că dacă serviciile nu sunt de calitate. Da, și am avut, să știți, și grupuri care ne-au vizitat și au revenit. Am organizat și revelioane și au fost foarte mulțumiți. Deci ai mulțumirea când omul îți spune, să știți că v-ați meritat banii și nu ne pare rău că v-am ales pe dumneavoastră. Victor este întreprinzător acum și s-a extins puțin. Am văzut că s-au demolat două case bătrânești, dar nu clasice, nu tradiționale. Unde vei face ce? Deci acolo vreau să fac, îmi trebuie spațiu, pentru că e foarte mică curtea asta, grădina asta noastră, și atunci ne-am gândit să facem încă un foișor mai mare, tot pentru turiști, pentru grupuri mai mari, un loc de parcare și un teren de sport vreau să fac. Deci atunci pachetul pe care îl oferiți este mult mai amplu, mult mai diversificat. Deci asta se fac toate în timp, că așa le-am și început. Și la o piscină, dar în timp. Cu toate că vara este destul de scurtă la noi, dar măcar atunci când vin, să turistul să aibă mai multe facilități. Deci nu numai că vii, te cazezi, că ai un televizor sau că ai numai un internet, să ai și un loc unde, dacă-s grupuri, să aibă un loc, de un teren de joacă, să fie vara un pic de cât mișcare permite timpul cald, să mai facă și câte o baie. Că avem noi aici, de-a lungul văii, boltoană naturală, da? Altfel, e altă treabă. Bun, vine un turist la dumneavoastră, suntem aproape de miezul țării Lăpușului, sub influența acestei zone. Ce le oferiți? Așa. Ce poate mânca ceva tradițional un turist care vine la dumneavoastră? Uitați lacul acolo cu pești. Păstrăvul. Și îl băgați acolo, băldăbâc? Îl punem, îl lăsăm ca să prindă el. Dacă deci are... e vidră? Nu, păi dacă îl pescuiește. Avem undiță sau cu minciocul ăla? Bun, deci în afară de păstrăvul cel de toate zilele? Deci mâncărurile care sunt specifice și pentru noi, pentru Maramureș, oricum noi le facem și noi. Bun. Înțelegem că pentru a garanta turiștilor tot ce faceți aici, tot ce le servi, sunt produse obținute în gospodăria proprie, nu? Nu. Că noi, dacă ați văzut, aici e zonă de munte, nu ai pământ să cultivi, să faci, nu știu ce, să ții animale. O parte, spre exemplu. O parte. Hai că avem găini, iepuri, că mai ții un porc, dar, nu, în rest, majoritatea produselor totuși noi le cumpărăm. Cum e, ce le-a spune oamenilor ca să-i determina să vină în momentul de față la pensiune la dumneavoastră la Băiuț? Dacă caută o ază de liniște... Și lux nu oferim, dar condiții decente o vor găsi la noi. Curat și un administrator care e săritor și o să îndrume cu orice vor ei să vadă, să facă.
mâncare, un bucătar excelent. Eu laud că el îi... Aolo, aolo, a început partea de laude acum. Da, nu, deci, deci meritul lui asta e. Într-adevăr, fiind la servici, eu fiind singur, mai liber acasă, am ajuns să fac mâncare, să pregătesc, să fac curat, cam de toate, de aia sunt administrator, nu? Eu cred că te-a pedepsit doamna, nu? S-au schimbat vremurile. Ce-i tata? Casnic și mama muncitoare, nu? Oameni buni, ați auzit, ăsta nu e banca, realitate, singura pensiune, gospodina e Victor și jeful e Amalia. Haideți la băiuți, unde găsiți o oază de liniște, unde vă puteți încărca bateriile și poate că emisiunea asta noastră va fi auzită și de cei în măsură să îndrepte lucrurile, pentru că v-am enumerat aici câteva obiective turistice în zonă. Trist este că nu sunt locuri marcate, trist că nici măcar ulița către singura pensiune din zonă nu este asfaltată, este pietruită și au întărit, au consolidat-o ei pe banii lor. Trist este că așa arată turismul în România. Dar avem speranțe pentru că iată inițiativele proprii, private, pot să se soldeze cu efecte fericite. Cel mai fericit caz pe o zonă de 50 de kilometri este acest exemplu, pensiunea Denisa din Băți.